Un animal poate avea o influență pozitivă asupra copilului în cazul în care credeți că e doar un moft și o grijă în plus pentru dumneavoastră. Animalele de casă sunt foarte importante în dezvoltarea unui copil. Copilul devine mult mai empatic și mai bun și atunci când are în preajma lui un animal de casă. Pe de altă parte, puteți dubla mulțumirea de sine prin adoptarea unui animal în schimbul cumpărării. Astfel veți avea și un copil fericit, dar și un cățel salvat. Un copil care crește cu un animal dezvoltă o imunitate mai solidă prin faptul că este expus la germeni de mic. Bineînțeles că trebuie să aveți grijă ca animalul să fie sănătos. Vizitele la veterinar și vaccinurile nu trebuie uitate, chiar dacă e un câine fără rasă. Deparazitările trebuie făcute periodic, astfel vă protejați atât pe dumneavoastră cât și pe copil. Vreau să menționez aici faptul că deparazitarea internă se începe la puiuț în jurul vârstei de 2 săptămâni. Bineînțeles, aici diferim foarte mult în funcție de parazitarea mamei, dacă sunt puiul sugar sau dacă mămica a fost sau nu deparazitată ulterior montei. Aceasta repetându-se lunar la puiuții de căței până la vârsta de 6 săptămâni. După această vârstă este foarte important ca și tratamentele profilactice împotriva paraziților interni să se facă trimestrial. Adică odată la 3 luni este bine să primească acele pastiluțe sau tratamente injectabile, mai nou aici putem menționa și pisicile, sunt și anumite pipete care se pot aplica spot-on și care au un efect pentru deparazitarea internă. Specialiștii recomandă părinților să cumpere pești dacă au copii foarte mici, deoarece îngrijirea peștilor este destul de ușoară. Iar pentru copiii mai mari, pisicile și câinii sunt variante foarte bune, mai ales dacă cei mici sunt responsabili și astfel pot avea grijă de un companion cu blăniță. Indiferent dacă am copilărit la țară sau la oraș, dacă suntem încadrați la generația cu cheia la gât sau Facebook, există câteva jocuri care ne vor aminti mereu de copilărie. Și pentru că tot este 1 iunie, să încercăm să uităm puțin de grijile vieții de adult și să rememorăm împreună câteva dintre jocurile care ne-au adus în fața părinților cu genunchii juliți sau cu hainele pline de praf, însă fericiți și mândri de isprăvile noastre. Leapșa, pătrățica, elasticul, 1, 2, 3 la perete, stop, mima, șotron. Echipa Regio TV Transilvania urează tuturor copiilor mici și mari un călduros la mulți ani.